Polițiștii de frontieră din Vicovu de Sus au identificat sâmbătă mai multe persoane care, la vederea echipajelor, au trecut cu un autoturism de teren în statul vecin. Ulterior, autoritățile din statul vecin au fost sesizate pentru a putea fi cercetat în comun cazul. Astfel, la aproximativ 50 de metri de linia frontierei, a fost identificat un colet cu 500 de pachete de țigări de contrabandă. În urma inventarierii s-au dovedit a fi din Belarus cu o valoare de peste 5.800 de lei. În urma acestora se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale. Totodată, marfa de contrabandă a fost confiscată.